Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la postul de televiziune 6 TV, televiziunea care vă iubește. Televiziunea dumneavoastră, televiziunea care vă aduce în casă acele știri ciudate, stranii și insolite, care uneori, iată, sunt necunoscute, sunt ocultate, sunt ascunse cunoașterii dumneavoastră. Avem astăzi o temă foarte generoasă, misiuni militare de menținere a păcii. Ele, tot ce ține despre aceste misiuni, ne-au fost sugerate de mai mulți telespectatori și veți vedea că sunt legate de niște evenimente foarte importante din istoria noastră recentă. Și mai mult decât atât, suntem printre puținii care, iată, încă mai readucem în actualitate și în prezența dumneavoastră fapte care uneori au rămas acolo undeva în uitare, acum 10, 15, 20 sau poate 30 de ani. În această seară, ca invitat, un invitat deosebit pe care îl avem la televiziunea noastră și vreau să vă spun că apreciază foarte mult emisiunile noastre, este domnul general major Drăgușin Ioan. Bine ați venit la emisiune, vă mulțumesc foarte mult. Bună seara, domnule general. Este președintele asociațiilor medicilor și farmaciștilor, militar, ofițer de rezervă din Armata Română. Vă destăinuiesc foarte sincer că am participat la mai multe sesiuni de comunicări științifice organizate despre această și la această asociație, de unde am plecat de fiecare dată plăcut impresionat, în primul rând de cunoștințele extraordinare pe care le au acești oameni și care, deși, iată, nu mai sunt activ, caută să le împărtășească și să le transmită mai departe și în același timp să lase în urma lor dovezi a ceea ce a însemnat medicina militară și farmacologia militară în treptele de devenire ale țării noastre. Înainte de a începe subiectul pe care vi l-am prezentat, am să răspund la două întrebări, o să mai răspund și la altele, dar pentru că suntem la început și cred că telespectatorul este nerăbdător. Într-una din emisiunile trecute am vorbit despre zborurile ipotetice care sunt programate pentru viitor în continuarea exploatării planetei Marte și implicit a satelitului nostru natural, Luna Selena. Cu vreo 5-6 ani în urmă, că de aici pornește telespectatorul nostru, eu am scris o lucrare care se numea Americanii nu au fost pe Lună. Mistificările programului Apollo. Vă prezint unul dintre ultimile exemplare, cartea a apărut acum 5 ani, probabil că este epuizată. Dacă o mai găsesc pe undeva, vă recomand cu căldură. Dar de ce vă prezint? Pentru că autorul care sunt eu, sunt cumva, să spunem, întrebat foarte precis despre acest telespectator, dacă într-adevăr misiunile care urmează sunt numai niște prezumții, adică se doresc să fie realizate, sau sunt numai niște programe care iar după 40 de ani, 50 de ani, 60 de ani, iată, nu mai sunt posibile. Nimeni nu poate să răspundă precis de ce programul Apollo, 6 misiuni, 12 oameni debarcați pe solul lunar, a fost foarte brusc întrerupt. Știți că unul dintre astronauții americani, mai în glumă, mai în serios, la un interviu a spus: am plecat pentru că am găsit pe alții acolo care ne-au trimis acasă. Este o ipoteză. Însă legat de această carte și de ceea ce le întreabă telespectatorul, ciudățenia, că de aceea suntem la teoria conspirației, ține de cu totul altceva. Într-un interval de aproximativ un an de zile, primii care au zis că vor merge pe lună au fost specialiștii chinezi, care, iată, începând de această lună, au început să-și construiască o stație spațială de cercetare care va gravita în jurul Pământului, care va fi numai a Chinei. După cum știți, ei au lansat cu o singură rachetă purtătoare un număr de fix 100 de sateliți, lucru pe care nu l-a mai făcut niciodată, nici chiar rachetele purtătoare cu sateliți multipli care se lansau în fosta Uniune Sovietică, nu a depășit numărul de maxim 30. În al doilea rând, ei au atenționat că programul lor este foarte ambițios, deci odată ce va fi realizată această stație, vor avea permanent un echipaj în jurul Pământului
și se vor pregăti ca până în anul 2024 să ajungă pe lună. Acolo vor realiza o stație permanentă, de unde mai multe seturi de taikonauți, deci astronauți, cosmonauți, cum le spun ei, se vor deplasa în zbor în perioadele cele mai prielnice, respectiv odată la 2 ani de zile, când cele două planete, Marte și Pământ, sunt cele mai apropiate, în misiune numai dus spre Marte. Deci este vorba, vă dați seama, de niște oameni care vor merge, vor realiza acolo un anumit laborator spațial și vor trăi acolo cât vă putea. Deci nu există bilet de întoarcere. Este prima problemă. Eu, în urmă cu 5 ani de zile, când am scris această carte și am scris despre chinezi și am spus la televizor, mai mulți oameni m-au ridiculizat spunând că nu se poate să existe așa ceva. E, aflați că chinezii au 50.000 de voluntari care sunt înscriși pentru cei 10 primii candidați care vor pleca în zborul spre Marte. Nu vorbim de lună. Deci cei de pe lună se vor întoarce, dar cei care vor ajunge la un moment dat pe lună se vor pregăti și de acolo vor merge pe Marte. Deci asta este prima problemă. A doua problemă, americanii au anunțat că e cel târziu până în 2032 se vor instala pe Marte, dar asta nu înainte ca până în 2022, spune ei, să se întoarcă pe lună. Interesant, nu? Dar iată că nu este mai mult de 2 săptămâni de când Agenția Spațială a Federației Ruse, Roscosmos, au anunțat că până în 2028 Federația Rusă va merge cu oameni pe lună și își va instala acolo o bază spațială permanentă de unde vor face pregătirile pentru a merge spre Marte. Suntem la teoria conspirației. E miercuri, iată emisiunea noastră favorită. Nu vi se pare că e cam înghesuială spre lună? Ce oare să se fi întâmplat atât de important încât să avem acest adevărat exod de pământeni? Se întâmplă ceva acolo pe Marte, ceva pe lună sau se va întâmpla ceva pe Pământ? Cert este că omul este explorator, este și puțin războinic și violent și probabil că aceste programe au și niște scopuri mult mai ascunse decât cele care le sunt spuse nouă. Însă mi-a rămas în minte foarte important o aserțiune a unui mare savant, astronom, cosmolog, care spunea ceva de felul următor. Cel mai bine ar fi să nu-i căutăm pe extraterestri. Există un material la ora asta care arată că undeva în seifurile secrete ale marilor puteri există dovezi că în momentul de față sunt contorizate, însemnate în hărțile stelare peste 100 de civilizații cu capacitatea de a se mișca în galaxie și cu posibilitatea de a putea lua legătură cu ei. De ce nu o fac? Poate o fac de mult și nici știm noi. Sau poate că, iată, tot ceea ce le înconjoară, obiectele zburătoare neidentificate, anumite fenomene din acestea care sunt, să le spunem, la limita științei, fac parte de semnalele care ne trimit aceste civilizații. Gândiți-vă, de exemplu, la semnele din lanuri. Urmare semn de întrebare, pentru că stăm la teoria conspirației legată de această carte, este mărturia unui polițist din Serviciul de Securitate de la Las Vegas, care povestește că în timp ce comandantul misiunii Apollo 17 era prezentat la televiziune că se plimba cu roverul acel vehicul pe suprafața lunară, în ziua respectivă, să zicem la ora 18, la aceeași oră 18, el era arestat la Las Vegas pentru că era prins cu nevasta șerifului local. Întrebarea noastră este când au fost pe lună sau unde se afla mai precis astronautul? În budoarul soției ai șerifului din Las Vegas sau pe lună? Ei fuseseră filmați înainte sau după? Noi am văzut niște misiuni retro, adică care avuseseră locul mult mai înainte sau nici n-au fost acolo? Pentru cei care îi interesează, deci vă recomand această carte, Americanii nu au fost pe lună, mistificările programului Apollo, omul pe lună. Aceasta este prima problemă interesantă și iată că am răspuns prietenului nostru. O doamnă care spune că este foarte, foarte pasionată de politica externă,
ne spune că de ce nu vorbim nimic despre ipotetica tentativă de asasinat a liderului nord-corean, Kim Jong-il, care, iată, se spune că a încercat să fie otrăvit cu o substanță conținând nanomeri sau o substanță foarte sofisticată care ar acționa în timp. Știm și noi vestea, să-i spunem așa, sau știrea, însă având în vedere că este dintr-o singură sursă, sursa agenției de știri nord-coreene, pare mai mult având o latură propagandistică și, dacă vreți, puțin și belicoasă. Avem un motiv să mai țipăm la unii și la alții, indiferent cine ar fi, din orice parte a lumii. Noi o să fim atenți pe ceea ce se întâmplă în peninsula coreană și o să vă ținem la curent cu evenimentele de acolo. Însă, așa cum, iată, sublinia în scrisoare și doamna, care chiar este cunoscătoare a subiectului, după cum știți, ultimele 3 teste cu rachete balistice realizate de către armata nord-coreană au fost sortite eșecului datorită faptului, se spune, că un satelit american care are la bord arme cu energie de ultra-înaltă putere ar fi distrus componentele electrice ale acestei rachete la foarte scurt timp de pe lansare, după lansare, și în loc să le cadă în cap celor care le-au lansat, ei au preferat să le autodistrugă. Este ceva destul de bizar că suntem, iată, la teoria conspirației. Până acum toate lansările, sau aproape toate, cam 8 din 10 au avut succes și 3 la rând acum toate, după ce această încordare internațională sunt eșuate. Deci vom fi atenți în zonă, situația este foarte tensionată, vă vom ține la curent cu ceea ce se întâmplă acolo. Emisiunea pe care o voi face cu invitatul meu astăzi a pornit de la un SMS pe care mi l-a trimis un fost coleg de academie la Academia Militară, care m-a întrebat de ce nu mai vorbește nimeni de operația Sirius 1, Sirius 2. Înainte de a intra în niște amănunte, aș vrea să-l întreb pe invitatul meu și să le spun în câteva cuvinte, pentru cei care nu cunosc, în ce constau aceste operațiuni pe care armata română le-a făcut în prima parte înainte de 1989. Și mai vorbim și despre cele de după 1989. Deci iată că și înainte de 89 noi participam la astfel de operațiuni. În ce constau aceste operațiuni? Eu n-am cunoștință de așa ceva. Da? De misiuni? Da. La care armata română s-a participat înainte de 1989 în afara teritoriului țării? De exemplu... Tot ce făceam, făceam și ne pregăteam în interior. Da, era vorba de aceste operațiuni din Angola. Ah, acum am înțeles despre ce e vorba. Sigur. Este vorba de, hai să spunem, plutonul de specialiști din aviație, incluzând aici atât parte tehnică cât și parte de pilotaj, au fost trimiși în Angola să facă o școală pentru instruirea piloților angolezi, pentru a deveni piloți militari. Despre asta e vorba. Asta a fost în 1983, din câte știu eu, nu deci sunt prea... Deci era înainte de 1983. Deci avea o bază, să spunem, de învățământ. La UEGE a fost o școală de pregătire, școală de pregătire a tinerilor angolezi pentru a deveni piloți, piloți militari. Acum, aceștia erau în tabăra UNITA, cum era pe vremea aceea, și România a avut acest contract cu... Nu, deci asta este important, să punctăm faptul că această acțiune, această misiune militară a existat. Ea a avut două etape, Sirius 1, Sirius 2. N-am știut așa, că așa s-au numit, nu aveam de unde să cunoaștem, pentru că era într-un fel secrete, probabil. Sigur, sigur. Cum spunea și, iată, telespectatorul nostru, și înainte de 89 au fost astfel de misiuni. Deci nu misiuni de luptă, nu misiuni... să-i spunem, în care să fim implicați direct, și misiuni de școală, de pe care, iată, am avut un centru de instrucție. Exact. Deci a fost în Angola asta. Da, bun. Acest centru de instrucție. După 1989, care a fost prima țară în care am fost noi solicitați? Bine, armata română, după evenimentele din 89, a fost solicitată prima dată în cadrul războiului din Golf. Atunci atașatul militar al Marii Britanii la București a discutat cu conducerea armatei dacă putem participa cu un spital militar de campanie pentru a ajuta o unitate, o brigadă engleză în misiunea care avea un cadru aplicației Desert Storm. Știți, dacă vă amintiți, a fost intervenția Statelor Unite în Irak după ce Saddam Hussein a invadat Kuwait-ul. Aceste discuții s-au purtat în 1990.
91, deci din partea conducerii Armatei Române am fost delegat eu pentru a participa cu alți patru colegi, am mers la Londra pentru a discuta condițiile de participare și în ce fel vom participa noi în cadrul acestei brigăzi britanice. S-a stabilit sistemul acesta de a fi incluși, deci acest spital militar de campanie, care ar fi ca un fel de spital de linie al unei brigăzi sau unei divizii, să fie inclus în cadrul acestei brigăzi britanice. Era o subordonare militară față de englezi? Nu era o subordonare militară propriu-zis, pentru că noi asiguram, din punct de vedere medical, brigada respectivă. Dar sigur că comandantul spitalului care a fost desemnat, n-am fost eu, am fost numai organizatorul acestui spital, a fost colonelul Bărboi, desemnat comandant, a condus acest spital în Arabia Saudită, acolo s-a instalat. Dar lucrurile au fost de așa natură încât până am ajuns noi cu spitalul acolo, după toate aceste evenimente care au avut loc acolo, s-a încheiat războiul. Și atunci spitalul nostru numai a fost instalat în teren, era capabil să primească răniții, dar exact în ziua când s-a declarat instalat și apt de lucru, războiul s-a încheiat. S-a încheiat, da. Da. Atunci, cred că constituie un secret fiind o chestie de pură istorie. Cam câți oameni au fost dislocați atunci de la noi? Au fost aproape 400 de oameni, 388, vă spun precis. Medici și partea logistică, partea tehnică, pentru că noi acolo, la vremea aceea, nu aveam containere în care, sau nu eram dotați cu containere pentru a încărca toate materialele unui spital și atunci s-au dus direct cu mașini, cu autocamioane. Au fost 88 de autocamioane, dacă acelea care le aveam pe vremea aceea în dotarea armatei. Încărcate, vorba aia, de la un pat pentru a se odihni militarul până la bucătării de campanie, instrumentar și iar averea spitalului care consta în foarte multe componente, ceea ce trebuie unui spital să funcționeze. Ceea ce numim noi asigurarea medicală, atunci ceea ce erau, de exemplu, medicamente, produsele medicale, tot noi am venit cu ele. Noi am plecat cu ele din țară, sigur, pentru a putea asigura asistența medicală trupelor care se preconizau că vor înainta în teren, pentru 30 de zile, urmând ca după 30 de zile să fim incluși în sistemul de aprovizionare a armatei britanice și ei să continue cu aprovizionarea cu materiale sanitare necesare acordării asistenței medicale. Pentru că nu se știa exact cum vor decurge luptele, se apreciau că va dura mai mult timp, adică rezistența irachienilor se aprecia ca fi mai puternică decât a fost în realitate. Și atunci, din această cauză, că atunci s-a apreciat că Saddam va rezista mult mai mult. Va rezista mult mai mult, sigur. Tentativa lui. Ce vreau să vă întreb? Cum v-ați deplasat din țară până acolo? Păi în două feluri. Materialele și autospecialele. Toată partea tehnică s-a încărcat într-o navă pusă la dispoziție de Suedia, nava Hansa Link, îi spunea, o navă Tibro-Ro, care a venit în portul Constanța Sud a Gigea. Noi de la București ne-am transportat o parte pe calea ferată, deci ce se puteau îmbarca pe platforme de la care ferată, iar cele care erau agabaritice s-au deplasat pe roți la Constanța, în așa fel încât în ziua stabilită să fim acolo, am sosit cu toții la timp. În momentul când a venit nava, toată partea tehnică s-a fost îmbarcată, deci, practic, și au plecat. Pe acest vas au plecat și șoferii, toată partea tehnică. Toată componenta tehnică a spitalului a plecat cu această navă, făcând drumul prin Marea Neagră, Bosfor, Dardanele, Mediterana, Canalul de Suez, Golful Persic. Și atunci ajuns... înseamnă că la ajungerea acolo, tot ai noștri l-au pus în funcțiune? Absolut. Băieții care au însoțit, șoferii, tehnicienii, maestri militari, toți care erau subofițeri respectivi, care încadrau aceste mijloace tehnice, au putut să desfășoare în teren. Pentru că partea de specialitate, deci componența medicală a spitalului, s-a deplasat 10 zile sau chiar mai mult mai târziu, 14 zile, dacă mă duc bine aminte, au fost transportați de avioanele britanice de pe Cogălnicianu, de la Constanța, de acolo s-a plecat. Deci noi am organizat între timp, am încadrat formațiunea medicală cu specialiștii respectivi și au fost convocați într-o seară, îmbarcați cu autobuzele în București, deplasați la Cogălnicianu, la ora stabilită, în așa fel încât avioanele au venit, i-au îmbarcat și au ajuns a doua zi după ce spitalul cu partea tehnică ajunsese acolo. Deci partea spitalul fusese debarcat și debarcat și a mărșăluit în terenul respectiv în zona Șuluc.
Acolo a fost instalat. Foarte interesant. Cât de departe era de zona de luptă? Era mult în spatele frontului. Deci, acum, adică, de ce vă pun această întrebare? Trupele combatante, din câte știu eu atunci, ajunsese deci, foarte departe. Deci, la un moment dat, să zicem, puteați fi, știu eu, fi cu spitalul victima unui bombardament sau unui atac? Era posibil așa ceva? Mai puțin, pentru că puțin, fiind cum să vă spun, un spital de linie este, se situează în spatele frontului, la o anumită distanță. Sigur că da. Și în afară de asta erau atâtea unități americane și engleze care asigurau protecția aeriană, antichimică, antibiologică. Deci noi eram protejați, ca să spun așa, de un eventual atac. În componența spitalului exista și un detașament de pază și protecție, sigur, care asigura, de fapt, atâta timp cât a fost instalat în teren spitalul, asigura paza perimetrului pe care spitalul ocupa acolo. Știți, este un domn aici și aici așa. Zice, domnul general, s-a vorbit în vremea aceea de faptul că Saddam avea arme chimice. Dacă v-ar fi atacat și pe dumneavoastră, erați pregătiți să ripostați, iar de fapt să rezistați la un astfel de atac? Pentru că în cadrul acestui spital enorm, v-am spus, în jur de 400 de oameni, era și un detașament antichimic asigurat de trupele chimice de la noi din țară cu specialiștii respectivi și dotat cu antidoții respectivi pentru ce se bănuia că s-ar fi putut folosi în război de către trupele lui Saddam. Mai ales că acest lucru se pare că s-a petrecut și în timpul războiului irachiano-iranian. Știți? Care se încheiase în 1988, din câte mi-aduc eu aminte. Da, este și foarte... de aici ideea că trupele lui Saddam ar putea poseda aceste arme chimice. Dar de acest lucru nu s-a făcut prea mult tapaj în timpul războiului Desert Storm ăsta. Cum ne-au primit englezii acolo? Păi englezii abia ne așteptau, ei ne-au transportat. Noi veneam din fostul tratat de la Varșovia. Exact, ei erau exact, NATO. Poate că la început. De asta trebuie să purtăm aceste discuții înainte. Au fost discuții și la minister, la noi aici, și discuții, vă spuneam că am fost la Londra, la Ministerul Apărării Americii Britanice și am discutat problemele astea. Poate că la început au fost, nu știu cum să vă spun, cred că într-un fel a fost și oferta României de a ne, de a ne face cunoscuți cu specialiștii noștri în această direcție, sigur că da. Spitalul a fost încadrat până la ultima funcție și din medici militari și din medici civili care a trebuit să apelăm la specialiști din afară pentru că nu aveam noi toți specialiști atunci pregătiți pentru așa ceva. Și apelăm prin Ministerul Sănătății, aveam direcția specială de la Ministerul Sănătății, după vremea aceea era colonelul dr. Florea. Una din întrebările de la telespectator spunea cam așa, cei care știau de această misiune, de fapt de aici am pornit și împreună cu cealaltă întrebare despre Angola. Cei care au mers acolo, au fost oameni care au venit voluntar sau au fost la ordin? Tot a fost pe bază de voluntariat. În niciun moment nu s-a pus problema altfel, adică să se dea ordin, eu știu, Spitalul Militar Central să organizeze un spital de linie și să-l deplaseze în teatru de operațiuni din Arabia Saudită. Nici n-a fost vorba de așa ceva. Deci totul pe bază de voluntariat s-au prezentat condițiile în care vor participa toți cei care încadrează spitalul și celelalte funcții și fiecare și-a dat acordul sau nu. Știți cum era prima misiune? Foarte multă lume a fost destul de suspicioasă și de rezervată în a accepta să fie încadrat acolo. Dar până la urmă, oferindu-le o anumită sumă de bani în dolari, au acceptat. Suntem așa, la aproape sfârșitul primei părți și o să-mi rezerv întrebarea care aveam pentru partea a doua, însă așa într-un minut, aș vrea să vă pun o întrebare foarte, foarte scurtă. Da. În zona unde ați fost, ați avut contact cu populația? Vă referiți la campania? Da, unde a fost instalat spitalul, era și populație? Dacă e vorba de spitalul din Golf, niciun fel de contact. Nu era, nu. Era numai tabără militară și atât. Pot vorbi de acest lucru, de campania din Somalia. Da, acolo o să vorbim în partea a doua a emisiunii. Deci, Somalia și Angola, unde am fost în mijlocul populației. Da, am înțeles. În mijlocul evenimentului. Că e vorba și aici, avem niște întrebări de la telespectatori. Știți, a rămas ca un fel de enigmă. Cei care au fost acolo, fie fiind în vârstă, că timpul a trecut și au ieșit la pensie, au ieșit din sistem și n-au mai
doar vorbeam împreună, domnul colonel inginer Cristian Câmpiță a mai scris ceva despre aceste misiuni. Da, sigur că și da, mai am eu un coleg așa care a mai avut câteva reportaje interesante. În rest sunt puțin cunoscute aceste misiuni. Adică să știe că au fost undeva, cândva, niște misiuni. La vremea respectivă aceste lucruri s-au scris în presa militară și în presa civilă. Da, la presa militară, da, era la vremea respectivă. Da. Țineam legătura tot timpul prin stația noastră de transmisiuni, R18, pe care o aveam în dotarea spitalului și comunicam cu ministerul prin batalionul special de transmisiuni de la Măgurele de acolo. A reușit să facă o instalație de așa natură încât de la distanța mare din Somalia, 8.000 de kilometri sau cât este până acolo, au făcut un sistem de amplificare a vocii, deci că una e să vorbești prin stația de comunicare și alta e să și se transmitea în sistemul telefonic din țară. Și am amenajat acolo, în Somalia vorbesc, o cabină telefonică în care componenții spitalului puteau lua legătura cu familia, s-auzeau mai greu ce-i drept, pentru că de la batalionul de la Măgurele se făcea legătura la un telefon public și acolo la ei, la batalion. Da, care așa, acum văd că retrăiți. Familiile puteau veni și retrăiți așa evenimentul când povestești. Dar asta când povestea sunt parcă sunteți acolo. Dar îmi imaginez așa puțin cum era când erați acolo. Vă dați seama că nu era prea bine, mai ales când noi am fost instalați cu spitalul în Somalia, chiar pe aeroportul Mogadiscio. Și era... Da, o să luăm o scurtă pauză publicitară, după care o să ne întoarcem din nou, iată, la televiziunea 6 TV, emisiunea Teoria Conspirației. Publicitate. Din nou împreună, iată, la televiziunea 6 TV, televiziunea ta și a ta și a ta, televiziunea dumneavoastră, televiziunea care vă iubește. Pentru început am să vă mai prezint o carte, pentru că dincolo de acest invitați pe care uneori foarte greu îi aduc în platou, avem și lucruri foarte rare în domeniul cărților și o să vedeți de ce vă spun acest lucru și vă recomand această carte cu deosebită căldură, dar după ce o să vă citesc câteva rânduri, cred că o să o căutați. Cartea se numește Serviciul Secret de Informații al României din memoriile lui Eugen Cristescu. Aceasta este cartea. Și o să vă spun și povestea ei foarte pe scurt. Dacă aveți puțin tică răbdare, vorba lui Caragiale, numai în câteva fraze. Iată ce spun eu aici. Am primit această lucrare în anul 1997 de la colonelul Tudor German, în format electronic, la pensionarea acestuia. În mod ciudat, mi-a cerut atunci să o public, fără să modific absolut nimic, spunându-mi, o publici numai după 10 ani, din momentul primirii, sau când tu nu vei mai fi în serviciu activ, sau după moartea mea. La niciun lună de la pensionare, deși până atunci era sănătos, juca zilnic tenis, era în formă fizică excelentă, acuzând niște dureri abdominale, a fost internat de urgență pentru analize și după aproximativ 10 zile a ieșit din spital, dar în mod ciudat, în sicriu, lăsându-ne îndurerați, triști și consternați pe toți cei care l-am cunoscut și prețuit. Profetică sau nu, discuția de atunci m-a făcut ca astăzi, când cele trei condiții puse pentru publicarea cărții sunt îndeplinite, să scot această lucrare pentru documentarea celor avizați, interesați, cât și a publicului larg. Cu numai 2 luni înainte, făcuse vizita medicală anuală, împreună cu colonelul Tudor German și medicii, chiar îl invidiau pentru sănătatea și tonul său raportat la vârsta care o avea. Avea la vremea respectivă 55 de ani. Cândva am spusese, Emile, din serviciile de informații nu se iese la pensie decât cu picioarele înainte. Timpul și faptele mă înclină acum să-i dau dreptate. Tudor German a fost ofițer de informații în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, cu gradul de colonel, avea doctoratul în filozofie și a publicat numeroase articole și cărți. Întrerucările apărute, amintim funerariile regelui Gheorghe, apărută la editura Nemira,
era vorba despre viața și moartea lui Gheorghiu Udeș. Piticii își puneau cenușă în cap, a apărut totul la editura Nemira, un pamflet uriaș politic la adresa regimului totalitarist înainte de 1989, o biografie a lui Lavrent Tiberia și s-a ocupat de editura buletinului informativ pe probleme de informații specifice al SPP-ului. Lucrarea de față nu mi-aparține. Eu doar am îngrijit-o și mi-am ocupat editarea sa. Are o proveniență obscură și insolită din tainițele Serviciului Secret de Informație a României și din arhivele Departamentului Securității Statului al Republicii Socialiste România. Eu nu fac decât să îndeplinesc această ultimă dorință în cazul unui adevărat camarad de arme, precum și pentru un adevărat român. Dumnezeu să-l odihnească în pace, în pământul țării, pe Eugen Cristescu, fostul șef al SSI, și pe Tudor German, adevărați patrioți români. Deci aceasta este cartea, vă recomand. Aceasta a fost o prefață. Ceea ce ați auzit este foarte, foarte puțin în raport cu ceea ce este în această carte. Unii chiar se vor speria, pentru că are și un motto foarte, foarte sugestiv. Iată, serviciul de informații are adesea reputația unui serviciu odios. El este impus și justificat din rațiuni de stat. Serviciile de informații au cerut multe jertfe generațiilor ce ne-au precedat și celor care urmează. Ele însă nu au putut fi niciodată suficient de recunoscute de către cei pentru care le-au servit. E lung și celor care s-au sacrificat zeci de ani de zile, nopți, zi și noapte, au depus un imens capitol de străduință pentru a aduce cu un pas înainte activitatea acestui tip de instituții. Sunt mulți eroi necunoscuți astăzi care și-au sfârșit viața în dosul gratiilor sau în fața plutoanelor de execuție, că Serviciul de Informație a României este ca titanul din mitologie care își mănâncă proprii pui. Sau proprii copii, cum era. Istoria trecutului ne învață că pe deasupra exigențelor trecătoare și a intereselor subiective, firul de continuitate și tradiție informativă trebuie să se sprijine pe spiritul de solidaritate și de înțelegere al tuturor. Semnat Eugen Cristescu. Deci, încă o dată, Serviciul de Informații a României, memoriile lui Eugen Cristescu. Iată că trecem de la acest subiect la un alt fel de sacrificiu și spuneam că pe timpul pauzei chiar am zâmbit amândoi aici. Cineva de la Vaslui ne întreabă: domnul general, ne-a spus că erau acolo subofițeri, șoferi, maestri militari, ofițeri, medici. Doamne, erau? Deci aveați și doamne? Bineînțeles. Din curiozitate, probabil, că dacă au fost trimise în zonă de operații. Un mic is de cancan, așa, sigur că da, normal. Deci, cadrul personalului medical de specialitate. Deci, 388, cam câte erau, doamne, de persoane? Păi au fost vreo 20 de asistente medicale, sigur, pentru că spitalul din... Să vorbim foarte mult de spitalul din Golf. Sigur, da. Deci spitalul era cu două secții chirurgicale. A fost un spital de campanie chirurgical, deci chirurgical, specificat pe această direcție. Se considera că vor fi mulți răniți, în sfârșit, care vor fi aduși acolo. Din această cauză. Și au fost încadrate amândouă secții de chirurgie și cu personal asistentele medicale, sigur că da, care au dorit să participe. Acestea a fost majoritatea din cadrul Ministerului Sănătății. Încadrat în... Domnul general, întrebarea de teoria conspirației. Deci, ce întrebați-l pe domnul general? Ustensilele noastre medicale erau măcar la nivelul celorlalți care erau acolo în zona de operații? Adică, acum, practic, spitalul era competitiv? Bineînțeles că era competitiv, pentru că ministerul nostru, Ministerul Apărării, a depus toate eforturile pentru a dota acest spital la cel mai înalt nivel, de la acel nivel. Au fost niște înțelegeri. Îl faceți așa, să aibă asta, să aibă asta, nu? Nu. Trebuia să aibă tot ce trebuie să aibă. Nu, aici nu căpeau tocmel să se duci cu jumătăți de măsură acolo. Sigur că da. Deci, vorbesc acum de spitalul din Somalia, da. De exemplu. Acolo a fost spital mixt. Deci a fost un spital foarte bogat, cu toate specialitățile. Aș putea să spun că erau în cadrul policlinicii spitalului, deci au fost de la boli interne până la neurochirurgie. Deci era pe de o parte în cadrul spitalului din Somalia, care a avut 250 de persoane. Era această policlinică în care asiguram aceste specialități și era o secție de boli interne și o secție de chirurgie. În afară de asta mai era cabinetul de stomatologie, autospecială radiologică,
De fapt, aceste autospeciale care le aveam noi încă dinainte de 1989, deci le aveam în dotarea spitalului, un eventual spital de linie întâi, cum se pregăteau atunci, aceste autospeciale au fost primele care le-am instalat în teritoriul în Somalia, care am putut intra în funcție cu ele imediat ce am ajuns acolo. Deci a doua zi, acestea erau instalate și puteau funcționa, pentru că aveam grupul electrogen ale noastre, tot ce trebuia pentru a porni activitatea. Partea cealaltă care o aveam, partea logistică, deci în care încadram blocul alimentar, bucătărie, am avut brutărie de campanie, bucătărie de campanie, toate astea ne le asiguram noi. Deci în Somalia am fost independenți, puteam lucra independent timp de 90 de zile. Atâta dotare am avut pentru 90 de zile, după care am intrat în sistemul de aprovizionare atât medicală cât și administrativ, de întreținere. O să ne oprim numai puțin aici, că nu vreau să depășim ceva, că eu am așa obligațiile față de telespectatorii mei și eu, dacă pot, pun toate întrebările care sunt. Da, vă rog. Zice așa, domnule general, am înțeles că ați trebuit să strângeți și să vă ieți în tară. S-a venit în același fel? Adică probabil spitalul a venit cu vaporul. Absolut, tehnica a venit cu vaporul și personalul a venit cu avioanele, da. Așa, ați venit cu avionul. Și vă întreabă, zice, ne-ați putea povesti ceva deosebit despre această misiune, ceva așa incitant, spune. Nu, adică ce... de misiunea din, da, despre, din Orient, de, da. Din Kuwait, Golf, din Golf. Aș putea să vă povestesc că după ce s-a terminat războiul din Golf, Statele Unite, care au condus toate operațiunile, operațiunea s-a numit Desert Storm, deci furtuna deșertului. A transmis invitație tuturor țărilor participante, inclusiv nouă, pentru a participa la New York la o defilare, o sărbătorire a victoriei Statelor Unite în acest război. Și toate țările participante au fost invitate să participe la această sărbătorire. Și din partea noastră a fost o delegație de 5 membri, eu fiind șeful delegației. Ia să o luăm așa, sistematic. Șeful misiunii în Golf a fost? Comandantul spitalului a fost colonelul Bărboi. Așa. Și dumneavoastră a fost urma șeful de stat-major? Nu, eu urma să plec. Cum să vă spun, în momentul când spitalul s-a instalat în teren, urma să plece din țară o grupă din partea conducerii Ministerului Apărării, care între timp, pentru că pe timpul deplasării s-au întâmplat niște evenimente, mă rog, de care nu vreau să amintesc acum, cu soldații care au fost pe navă, și s-a hotărât ca să merg eu să comand acest spital și să întoarcă colonelul Bobor, pentru că așa se întâmplă uneori când lucrurile nu ies așa cum trebuie, să mai iau și niște măsuri pe linie disciplinară. Așa e în armată. Așa e în armată, bineînțeles. Din cauza că războiul s-a terminat mai brusc, s-a renunțat la această deplasare și spitalul s-a întors la o lună după plecarea din țară, s-a întors, așa cum v-am spus, și pe mare și pe calea aeriană. Asta a fost cu Golful. Și conducerea, mă rog, Statelor Unite, au hotărât să cheme delegați din toate aceste țări pentru a participa la un fel de paradă, de fapt o mare paradă, care s-a desfășurat pe Broadway la New York, și am fost cel care pot să mă laud că sunt primul ofițer român care am defilat pe Broadway în New York. Am fost o delegație de 5 ani. Da. Ceva deosebit. Ceva deosebit. Ambasadorul nostru, Virgil Colț, Antenescu, care era atunci. Care s-a prezentat, era la nivelul acela. Absolut. România, practic, da, am reprezentat țara, vă dați seama. Am defilat frumos pe Broadway, după care am participat pe portavionul Enterprise, cel care participase în al doilea război mondial, care este instalat în portul New York, este supranumit supraviețitorul din Pacific. Exact. Este singurul portavion care a fost cufundat de japonez. Nu, de-aia suntem la teoria. Am mai scăpat încă unul, da. După bătăria de la Midway, sigur. Dar portavionul acum este muzeu și este instalat în portul New York, se vizitează de către... Așa e, da. Cine vrea să-l vadă, vă mărturisesc că și noi am fost și ne-am uitat și am fost foarte încântați să vedem și să participăm la această servare care a fost. E ceva uriaș. Eu l-am văzut la San Diego și e ceva de... Da. Ceva impresionant, ca să vedem. Apropo de, iată, de telespectatori, zic ceva... Ce întrebare? Apropo de... trec peste o întrebare, dar vă pun una care pare totuși interesantă. Spune așa, să ne spună, dacă poate, domnul general, cum s-a aprovizionat cu apă acolo? Da. Apropo că erați în Golf și... În Golf la fel, tot era asigurat. Erau autocisterne care cărau apa de la sursele indicate de conducerea. N-aș putea să vă spun, eu vă spun din Somalia, dacă vreți, care le-am trăit acolo mai mult decât în Golf. Da, intră în mine la Somalia. Da.
Deci, în cadrul serviciului tehnic al spitalului, era serviciul de aprovizionare și cu apă, cu autospeciale. Le știți foarte bine. Erau de tipul celor care curățau orașul, nu? Da, 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 da. Da, cisternele astea erau cu apă, pentru cu apă potabilă, pentru că le foloseau la igiena personală, la gătit, la pregătit hrana, nu? Ne pregătim să închidem cu aceste, cu acest episod. Da. O întrebare de la cel puțin 2-3 telespectatori. Când s-a terminat această operațiune acolo? Noastră fiind întreiată, erați între trupele NATO acolo. Toți erau, sau aproape toți, din blocul nord-atlantic. Da, așa era este, noi, așa noi este, nu da. Eram. Da. Tocmai de aceea a fost... Cum ați simțit că ne-au primit? Că eram acolo foarte aliați, frumos. Eram camarazi. Ne-au tratat de la egal la egal. N-a fost niciun deci fel n-am, de... n-am avut probleme de niciun absolut, fel. Absolut. Deci ăsta este un lucru foarte bun. De niciun fel, și... pentru că... O notă bună pentru vă, ambele tabere. Pot să accentuez mai mult treaba asta în misiunile care am avut în Somalia și în Angola. Cu spitalul, cu specialiștii noștri care au făcut așa o și-au desfășurat activitatea de așa manieră încât i-au impresionat pe cei care au apelat la noi. În Somalia, spitalul a fost instalat pe aeroport. Inițial urma să fie încadrat ca și în golf, în cadrul unei brigăzi, de data aceasta franceze. Francesc. La Baidoa, în interiorul țării. Dar din cauza că francezii au venit cu brigada lor având spital propriu, n-a mai fost nevoie de spitalul românesc. Și atunci l-au lăsat pe aeroport să asigure toate urgențele din toată Somalia. Pentru că acolo se desfășurau lupte. Nu a fost o joacă în Somalia. Era război civil, pur și simplu. Între adepții lui Aide. Și foarte sângeros, trebuie să spun. Exact, da, exact. Să băteau între ei, să împușcau, să tăiau. Să... Era o luptă între cele două clanuri care vreau să câștige supremația în țară și conducerea țării. Ei, pe noi ne-am instalat pe niște clădiri distruse după aeroport, pur și simplu. Bine că noi am avut sistemul nostru de instalare pe corturi, cu autospecialele, de care vă spuneam că puteau asigura asistența medicală în condiții complet de aseptice, până când ne-am apucat și am amenajat spațiile acestea care au fost distruse de război acolo, bombardate și fără acoperiș, fără pereți, fără ferestre, fără nimic. Comandantul misiunii din Somalia era generalul Bircevic din Turcia. După ce spitalul am ajuns... După ce spitalul avea subordonare direct turcilor? Adică acestui general? Nu era. Sau era o subordonare administrativă? Administrativă. El conducea toată activitatea din Somalia. Și acolo erau 21 țări care participau la operațiunea de menținere a păcii, în a optoli acele clanuri care se băteau între ele pentru a obține supremația. Și probabil... În momentul când am ajuns acolo, am raportat că spitalul a sosit, personalul a sosit, tot așa, materiale deplasate cu o navă, și noi, fiind transportați cu avioane puse la dispoziție de Organizația Națiunilor Unite, închipuiți-vă avion ucrainean. A venit și ne-a luat de la București, pentru că de data aceasta spitalul, fiind numai cu profil, deci a fost cu spital, și cu secție de boli interne, și vă spuneam, cu policlinica aceea, cu toate cabinetele de specialitate, așa ni s-a cerut. Și cu secția de chirurgie. Dar o singură secție, nu două, cum a fost în Somalia. Cum a fost în războiul din Golf. După ce am susit și cu trupele, și cu specialiștii, cu totul acolo, înainte a plecat o grupă de cercetare ca să vadă ce în se Somalia, facă. În Somalia câte misiuni a fost? Una sau două? Trei. Misiunile erau de 6 luni. Da. Misiunea prima a fost de la 1 iulie până la 1 februarie în anul 1994, a doua din 94 până în iulie 94 și ultima din iulie 94 până în octombrie 94, când s-a terminându-se, eu știu, ajungând la... Întotdeauna întrebarea foarte la astfel de misiuni este una singură. Cum s-au adaptat oamenii noștri la stilul de climă de acolo, la modul... Bineînțeles, sigur că era foarte deosebit și mai ales condițiile climaterice de acolo, temperaturi extrem de ridicate, salinitate, vântul care sufla dinspre, norocul nostru, ca să spun așa, a fost că fiind instalați la Mogadiscio, care e și port la Oceanul Indian acolo, beneficiam, hai să spunem așa, de briza care mai împătea de bogaj, nu era temperatura chiar așa de mare, dar noi aveam în dotare, am obținut ulterior, după ce ne-am instalat și ne-am instalat spitalul și tabăra pentru odihna personalului, de la comandantul Bircevic, aprobare pentru a ne dota cu aer condiționere mari, de putere mare,
de care puteau asigura climatul suportabil în 6 corturi, de exemplu, prin sistemul lor de, de răcire cu tuburi așa special, și se putea în tabăra care am organizat-o pentru odihna personalului, acolo a fost necesar ca acest lucru să-l avem. Noi aveam independență energetică, la fel, aveam grupurile electrogene ale noastre care ne asigurau curentul, dar grupul în dotarea spitalului... Totul din țară, absolut. Dar acolo, fiind condițiile astea vitrege și, deci, întrecerea tehnică a autospecialelor, a autosanitarilor, pentru că am avut și 4 autosanitare ale noastre, pentru că, fiind spital, considerat spital de urgență, trebuia să fim în măsură să aducem răniți sau să îi transportăm. Ei, să mă lezi în situația neplăcută în care erau, rămânând pe aeroport, a trebuit să asigurăm, în afară de urgențele din trupele care participau la operația din Somalia, ni s-a dat dispoziție să asigurăm și personalul somalez care apelează la noi. Și pot să vă spun că 50% din activitatea spitalului o desfășuram cu acești somalezi, necăjiți, amăriți, așa cum erau. În cadrul spitalului aveam și un cabinet de ginecologie și acest cabinet de ginecologie a asigurat până și nașterile copiilor somalezilor. S-au născut în timpul, în timpul misiunii mele. Spațiul de război, totul era distrus acolo, sigur. Absolut, nu aveam niciun fel de altă asigurare și atunci erau cozi interminabile care veneau la spitalul românesc după aeroport. Și aveam pe doctorița ginecologă care a asigurat nașterile și prima fată care s-a născut acolo, primul copil născut în spitalul nostru a fost o fetiță și era într-o noapte cu luna așa în vară, i-am dat un nume românesc și un nume somalez, bineînțeles că i-am spus Ionela, așa mi-au zis colegii în onoarea ta, comandantule, ți-o zi, dăm numele dumitale, și le-am dat certificat de naștere, le-am eliberat noi. Pentru că nu era administrație, nu era nimic, totul era dezorganizat. Și atunci, cu acest certificat, bănuiesc că ulterior a fost luat în evidență că... Noi atunci, în Somalia, am avut și poliție militară dată? Nu. Sau pază? Aveam pază nu. Noi? Nu, noi aveam... Paza era nostru, paza al nostru. Paza dar noastră. în cadrul aeroportului Mogadiscio, era un contingent egiptean care asigura paza și protecția întregului teritoriu, întregului în perimetrul al aeroportului. Deci erau cu tabăra lângă noi, chiar de la spital, următoarea distanță foarte apropiată, la 150 de metri, 200 de metri, era sediul contingentului egiptean. Și ei asigurau această, în afară de paza noastră, cu care ne asiguram noi protecția incintei spitalului, ei asigurau pentru întreg aeroportul. Că pentru că pe aeroport erau și alte contingente, erau italienii cu helicopterele care participau la patrularea care se făcea zilnic. Erau malaizienii, erau pakistanezii care stăteau în alte zone după aeroport. Aeroportul era pur și simplu împânzit de aceste contingente care participam fiecare atunci, cu misiunea lui. A fost această misiune, ea era sub tutela ONU? Sub tutela ONU. ONU era, absolut, da. Cea din desertorul. Deci, practic, se putea considera că a fost un spital al căștilor albastre, cum ar fi. Exact așa. Da. Așa și eram echipați. Aveam beret albastră, eșarfă albastră, eticheta cu trupe ONU, trupe de menținere a păcii. Așa am fost catalogați și așa am fost încadrați. Această participare s-a făcut prin aprobarea Parlamentului României. La solicitarea Organizației Națiunilor Unite, adresată României, Parlamentul a trebuit să aprobe acest lucru. N-a mai fost ca acțiunea din Golf, unde a fost numai la nivel militar. Atunci a fost în cadrul brigăzii, cum am spus, brigăzii engleze. Ori aici a fost o organizare mult mai laborioasă. Fiind în cadrul ONU și toate cheltuielile au fost suportate de Organizația Națiunilor Unite, dând la fiecare contingent tot ce trebuia. O întrebare care mi-au pus-o mai mulți telespectatori se referea la situația, iată, pentru că a fost o perioadă foarte lungă legată de participarea noastră în Somalia. Ați avut de suferit din cauza animalelor sau insectelor acolo? Da, sigur. Care a fost, să spunem, cea mai mare risc față de animale? Adică venea scorpionul, musca aici sau venea șarpele? Aici, o zonă nisipoasă, sigur că da? Ne puteam aștepta să poate fi începat și decât scorpion, dar n-a fost situația în deja natură. Cel mai periculos era faptul că spitalul, fiind pe malul Pacificului,
aveam în timpurile noastre de odihnă posibilitatea să mergem să facem baie în ocean. Dar în Oceanul Indian sunt foarte mulți rechini. Dar acolo, în zona unde eram noi dispuși cu spitalul, era relieful de așa manieră încât era un fel de, cum să vă spun, de o adâncitură în malul oceanului, pentru că era o stâncă foarte tare. Și probabil, în decursul timpului, s-a erodat și s-a făcut această era cavitate. Era puțin protejat acolo. Protejat și Oceanul Indian, fiind foarte în zona respectivă, foarte agitat, arunca apa peste zid și umpleau această cavitate, care era destul de mare, era de vreo 100 și vreo 9 metri lungime, pe vreo 30 lățime. Era ca o piscină, pur și simplu. Și se putea face în timpul fluxului, când apa era aruncată peste stânci, se putea face foarte bine baie și toți componenții spitalului, mergând în raport de sarcinile și obligațiile care le avea fiecare. Deci se mergea organizat la ocean, sub comandă. Da, păi așa se face la armată. La armată totul se face sub comandă. Organizat. Nu fiecare cum dorește și cum vrea. Deci, și aveam, aveam întotdeauna program administrativ în care puteam, în care puneam un program și acest program de baie la ocean. Și n-am avut niciun fel de probleme. Pe cei care interesează lucruri legate, vedeți, de istoria recentă a armatei, de astfel de misiuni foarte, foarte grele, în primul rând, și foarte, foarte interesante. Noi, cum să spun, facem aici o mică poveste, așa, un rezumatul exact, acolo. Discutam și în pauză, că dumneavoastră retrăiți fiecare moment din acesta. Dar oamenii sunt curioși, iată, vă întreabă, de exemplu, zice, să mergem la războiul din Golf, auzi ce cu războiul din... ce mâncați acolo? Adică mâncarea era de acasă sau era de acolo? Nu v-am spus că am plecat cu bloc alimentar propriu. Deci era blocul nostru. Era deci tot la ciorbiță, supiță și puișor, da? Cu alimente conservate. Am plecat cu alimente conservate. Spunea, trebuia să ne asigurăm în Golf. A trebuit pentru 2 săptămâni să ne putem hrăni singuri. Da, da, da. În Somalia ni s-a cerut pentru 30 de zile să putem asigura hrana și funcționarea spitalului. Și atunci a trebuit să ne luăm aceste produse. Am avut mașini frigorifice în care țineam alimentele și conservele și tot ce aveam cu noi acolo. Și aveam racile de război, renumiții pe smeți, știți, care sunt deci în pachete de război. Fiecare avea bidonașul lui de apă? Absolut, fiecare avea bidonul lui. Asupra lor, dacă era nevoie de apă, dar dacă noi nu aveam misiuni de luptă în Somalia, ci numai aceste de a asigura medical tot ce venea la spital, nu aveam probleme deosebite. Aveam cisternele noastre care duceau apă. Era sursa de apă potabilă, era chiar pe aeroport. Și apa cisternele, băubilă. Era apă care era desalinizată. Desalinizată. Deci în apa de mare erau instalațiile italiene aduse acolo și montate. Că ei au venit mai devreme în Somalia. Iată noi ne-am dus. Aveam 93, dar era din 92 începuse războiul din Somalia. Noi nu ne-am dus chiar de la începutul ostilităților acolo, ci abia după ce am fost solicitați, vă spuneam, prin Organizația Națiunilor Unite și Parlamentul a aprobat participarea. Abia după aceea. Da, foarte, foarte interesant. O să le luăm imediat după o scurtă pauză publicitară. Da, vă rog. Stimați telespectatori, rămâneți cu noi, că dacă plecați, nici nu știți ce pierdeți. Iată informații la primă mână, oameni care au fost acolo în punctele cele mai fierbinți, unde medicina militară românească a salvat vieți, ați văzut, a adus pe pământ chiar și noi locuitori ai planetei. Publicitate. Am mai comentat puțin aici în pauză despre subiect, însă înainte de a continua vreau să vă mai prezint o carte de excepție. Și am să vă spun de ce este de excepție. Este vorba de generalul rus Dimitri Fonarev, fost general KGB în direcția a 12-a, pază și protecție, gardă, cum se numea, a KGB-ului. A scris o carte previziuni despre viitorul lumii și al României. Acest general a fost șeful gărzii personale a lui Mihail Gorbaciov. Uitați, aceasta este cartea.
da, pe care vă recomand, așa. Uitați, o să vi-l arăt și aici, dacă din regie, mai puțin din regie, să vadă poza unde este cu da, cu Mihail Gorbaciov și cu Raisa Gorbaceva. Cel care îl vedeți dumneavoastră în stânga este generalul Fonarev. Și care a fost foarte apropiat familiei Gorbaciov până în momentul în care acesta a plecat de la Kremlin, a venit Yeltsin în sfârșit și după venirea lui Yeltsin a fost îndepărtat. În momentul de față este președintele asociațiilor gărzilor de corp din lume, rețineți, și un foarte apropiat al lui Vladimir Vladimirovici Putin și al lui un personaj care nouă de câte ori ne amintim de el, ne vine să râdem pentru că avem niște aventuri cu el, este vorba de vestitul consilier al lui Putin, Rogozin, cel care, știți, a făcut foarte multe aprecieri despre noi. Și este un om foarte important. De ce? Pentru că are o pregătire specială în domeniul psihotronicii și el povestește aici prin niște metode speciale cum rușii explorează viitorul și ce previziuni au dat ei despre viitorul lumii și inclusiv al României. Deci Dmitri Fonarev, previziuni despre viitorul lumii și al României. Vă recomand ca o carte să vedeți ce gândesc alții despre noi și cam ce previzionează despre noi. Pentru că este în carte și nu încalc nicio lege. Un capitol, de exemplu, ne dă sfatul ce să facem noi cu etnia romă sau cu țiganii. Deci scrie în carte. E ceva foarte interesant. Deci vă recomand ca un punct de vedere. Nu înseamnă neapărat că ce este aici trebuie să facem sau nu trebuie să facem. Dar este un punct de vedere a unui personaj mare care a participat la multe evenimente deosebite împreună cu fosta conducerea statului sovietic și acum conducerea statului Federației Rusia. Domnule general, trecem de la cărți la, iată, la aceste misiuni, da, care, sincer vă spun, pe vremea când dumneavoastră făceați aceste misiuni, eu am avut mulți apropiați care au participat la unele dintre ele. La cea din Somalia a participat chiar și fratele meu, una dintre ele, nu mai știu care, la a doua, a treia, nu știu care. Eu nu mi-amintesc de dânsul. Cred că în misiunea a doua au fi fost, din ianuarie până am multe amintiri, în sensul că ne scria, ne povestea ce era acolo, da, și eram cu ochii pe Somalia pentru că aveam un membru al familiei în zonă de luptă și apoi a venit și te-a povestit. De asta vă spun că pentru mine este foarte incitant și pentru toți cei... Deci, iată, un medic zice, colonelul rezervă Popescu Ioan, da, pentru dumneavoastră, da, să trăiești, colega, ține stangul, da, sus, trăiască medicina și farmacia militară. Da, a fost acolo, da, da, era la deci, secția triajeră. Un mesaj foarte, foarte frumos, camaraderesc. Îi mulțumesc. Apropo, acum de aceste trei misiuni, din ce știți dumneavoastră din perioada respectivă, timpul, vremea, clima, care, a spus-o cu dumneavoastră, normal, era dificilă, diferită de a noastră, normal că a trebuit oamenii să se adapteze și asta este, a fost mai greu, trebuie să... Trebuie să recunoaștem treaba asta, dar s-au adaptat și au suportat. Însă, eu vă pun o întrebare, că ea revine de la un telespectator. Iată că ei sunt totuși foarte atenți la niște lucruri. Da. Domnule general, tehnica militară română, ce ați avut dumneavoastră acolo, da, sau cea medicală, a răspuns exigențelor acelui tip de teatru de operațiuni militare? Da, sigur că da. 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 Cel puțin în Somalia, unde atribuțiile spitalului au fost mai mult de ori ca ale oricărui alt spital, ne-au satisfăcut pe deplin. Deci aveam un bloc operator la ultimul răgnet, deci cu ultimele achiziții tehnice vorbesc, la care specialiștii noștri, chirurgii noștri s-au adaptat perfect. Chirurgia de campanie este foarte directă, ca să spun așa, că dacă nu ești hotărât în ceea ce trebuie să faci, îl pierzi pe rănit. Nu? Și foarte mulți răniți veneau în corpuri, în grupuri mari. Pentru că atunci când se întâmpla o luptă între ei sau o ciocnire între clanuri, acolo pur și simplu se împușcau. Da, mi s-au povestit lucruri, da, cu mutilați, cu nu vreau să, da, mai spunem, da, da, dar adică să înțeleagă ce înseamnă un război. Deci sigur un fricoșător, da, cumplit, care să nu fie niciodată să nu auzim așa ceva. Da. Dar trebuie înțeles că un spital de cap, că asta vreau să scot în evidență, pentru că una este un spital unde te duci și tratezi nu știu ce boală, și una este un spital de campanie, înseamnă război. Unde absolut. E foarte greu. Spuneam că aveam acest compartiment de autospeciale, deci care au intrat în lucru imediat și ne-am instalat, dar ulterior, cu ajutorul conducerii taberei, conducerii unul somului,
ne-am amenajat una din clădirile acelea care erau distruse în timpul conflictului, le-am făcut un spital în care atunci când Butros Ghali, secretarul general ONU, a venit în Somalia pentru a avea o consfătuire cu toți comandanții formațiunilor participante, și această consfătuire s-a ținut în clubul amenajat de noi, în incinta spitalului, atunci cine au văzut transmisiile respective, vedeau pe fundal drapelul și stema României. Deci ne-am făcut cunoscut și în felul ăsta. Da. Această consfătuire s-a ținut pe aeroport. De ce? Pentru că erau foarte mari lupte în timpul ăla în Mogadiscio și gărzile lui nu puteau să-i asigure securitatea. Și au zis, nu ne deplasăm din aeroport și facem consfătuirea pe aeroport. Și unde au găsit locul pentru așa ceva decât în clubul nostru? Pentru că până la venirea lui Petros Galie și cu ajutorul lui Birce Vic, cum spuneam, că ne-au înleznit toate activitățile noastre, ne-a asigurat fonduri și măseriași somalezi cu care am putut amenaja acele spații. Și am făcut o sală de operații modernă, cu spital. Am vizitat tot spitalul, că erau cu saloane aranjate, tot cu compartiment de terapie intensivă, unde țineam răniții imediat după operație pentru o perioadă de 24-48 de ore, după aceea îi trimiteam în rezervele respective. Aeroportul care era acolo era folosit de către aviația militară? Da, nu, pe el se desfășura toată activitatea, absolut. Nu era alt aeroport în Somalia, funcțional. Are alte toate, nu. În interior se deplasau cu coloane, auto. Nu. Singurul aeroport din Somalia era în Mogadiscio și atât. Deci altul nu mai e acolo. Nu, mai fi acum, nu știu. Era un aeroport la Chismayo, în sudul Somaliei. Nu, vorbim de Mogadiscio. Da, în Mogadiscio ăsta era singurul aeroport lor. Capitala, da. Dar discutăm din punctul de vedere al planului de cooperare, pentru că erau atâtea națiuni acolo. Care era limba în care se desfășura? Limba engleză, numai în engleză, absolut, sigur că da. Pe aeroport începea activitatea la 6 dimineața și se încheia la 6 seara. Deci după ora 6 seara nu se mai aterizează pe aeroport. Asta era din cauza luptelor care se desfășurau și bombardamentelor. Și aceste clanuri, nu știu de ce, trăgeau numai pe aeroport. Și la noi au fost, din luna august 1993, au venit patrulele acelea, adică trupele americane cu helicopterele acelea Mititeleu, care făceau ei patrulare continuă. Și așa zburau tot timpul elicoptere care survolau teritoriul ca să vadă mișcările care se întâmplau, pentru că ăștia făceau tot felul de... Era un fel de război de partizani acolo, pur și simplu. Și ei patrulau în aer și vedeau cam unde se întâlnesc ăștia și încep să se bată. Da. Și atunci, vedeți, a fost aici o treabă așa neclară, pentru că, pe de-o parte, americanii susțineau că îl combat pe ID, dar, pe de altă parte, zice că îl finanțau în fiecare lună cu fonduri ca să poată continua lupta. Da, acolo a fost o operațiune atât de complicată și de încurcată, dar încă nu s-a știut și au suferit poporul somalez. Deci, cum să vă spun? Noi, încet, încet... Ăștia somalezii de ce religie erau? Mai sunt musulmani. Musulmani sunt. Musulman, nu. Sigur că da. De ce vă întreb? Că, de exemplu, dacă treci în partea altă, în Etiopia, ăia sunt creștini. Acolo sunt și creștini. Și în Abisinia, probabil. Da. Dar aici erau numai musulmani. Probabil că erau și alte secte sau cum să zic. Nu, cei mai mulți, dar, într-adevăr, musulmani. Musulmani sunt, da. Și pe vremea aceea nu erau pirați ăștia care am înțeles că acum... În asta s-au specializat o parte din ei, eu știu, fac piraterie în Oceanul Indian, pe acolo, pentru ca să-și câștige existența. Nu știu care mai e situația în Somalia astăzi. Până nu, în zona aia, Cornul Africii și toți acolo, situația este scăpată de sub control. Și ce să mai amețim aici, că nu, asta este povestea. Problema e că dacă nu se vor lua niște măsuri pe plan internațional, pentru că am avut și noi probleme cu vasele care au trecut prin Suez, au avut probleme cu... În Marea Roșie, dar nu atacă acolo, ea atacă exact în, în Oceanul Indian. Da, așa este, așa este, da. În locul așa este, Cornul Africii. Acum, voiam să vă mai întreb un lucru, deci relativ la oamenii noștri care au participat acolo. Da. De exemplu, dacă ați avut un grup de participanți sau un număr de ofițeri, de cadre, în general, cum spunem, participanți, și a fost în
să zicem, în primul eșalon? Au fost unii care au vrut să mai se ducă și la al doilea și la al treilea? Fiind primele participări la misiunile acestea, atunci s-a aprobat, se putea rămâne și în eșalon, în al doilea eșalon. Deci cine dorea făcea raport, se trimitea în țară rapoartele respective, așa am și procedat, și parte din personalul care a fost în prima serie cu mine au optat pentru a rămâne în continuare încă 6 luni. Și li s-a aprobat la parte din ei și s-a stabilit exact în țară cine rămâne și cine se schimbă. Și când noi ne-am întors în țară, cei care au încadrat spitalul au rămas acolo în continuare și s-au completat cu cei care s-au înscris la a doua misiune. Dar ulterior s-a hotărât de către conducerea Ministerului ca personalul să fie schimbat în totalitate, în fiecare serie. Deci cine a participat 6 luni, la terminarea misiunii se întorc în țară și pleacă alt eșalon pentru alte 6 luni. Acest lucru de la a doua misiune din Somalia s-a reglementat așa, și în așa fel încât misiunea a doua și a treia din Somalia au fost, misiunea a doua vă spuneam că a fost combinație și cu Irlanda, misiunea a treia a fost numai personal selecționat pentru a participa în Somalia și ceilalți tot să vină acasă. În Angola, la fel. Au fost patru serii. Mă puțin că am aici o întrebare care nu vă las eu, că suntem la teoria conspirației. Da. Și o să ne întoarcem și la Angola. Absolut. Nu vreau eu să vă las, că suntem la teoria conspirației. Deci, mă întreabă cineva, spune așa. Nu trebuie neapărat date cifre exacte sau date exacte, dar să știe și poporul ăsta român. Da. Pe timpul celor 3 misiuni, noi am avut pierdere acolo? În Somalia... Asta însemnând răniți și morți. În Somalia am avut 2 sergenți din cei care erau din grupul Pază, care s-au dus, nu știu cum au reușit să scape de capul lor la ocean, și au avut totuși noroc, într-un fel. În seria a doua vorbesc. În seria a întâia n-am avut niciun fel de probleme. Pentru că totul se făcea organizat, se mergea organizat, s-a asigurat Pază. Deci, practic, cauza morții fiind care? Nu, n-a murit nimeni. N-a murit. În seria întâia n-a murit nimeni, în seria a doua nici atâta, dar au fost 2 răniți de rechin. Da, au fost mușcați de rechin și unul dintre ei și-a pierdut brațul. Pentru că l-a smuls din pur și simplu. A fost dus în Germania, dus evacuat de către american direct în spitalul din deci asta este Germania un pentru a-i proteza. Într-un fel, s-a făcut o proteză. Asta a fost singurele pierduri în Somalia. A la Ghercom, din o franceză. Exact. La război, ca la război. Am avut deci, în Angola, am avut un decedat. Armamentul care l-aveam era românesc. Absolut. Deci pentru autoapărare. Tot a fost românesc. Tot a fost avut nimic de la altcineva. Tot a fost prin eforturile și prin dotarea asigurată de armata română. De când duce armata română. Pentru că începuseți dumneavoastră să spuneți despre Angola, tot așa, apropo că la mine așa e emisiunea Teoria Conspirației, da. Dacă vreți răspundeți, dacă vreți nu răspundeți. Să răspundeți pe lângă. Dar am să pun întrebarea așa mai specială. Da. Zice, în Angola, în afară de noi, cine mai era acolo, din țările socialiste? Și acolo erau din țările socialiste? Da, din țările socialiste. Foste socialiste. Păi atunci eram socialist. Nu mai era nimeni. Nu mai era nimeni, nu? Noi, pe baza experienței, zic eu, a faptului că prin participarea în Somalia am dovedit de ce suntem capabili, s-a apelat la armata română, să asigure medical misiunea din Angola. Așa a ajuns, a fost singurul spital militar de campanie care a fost în Angola și a asigurat întreaga tabără. Acolo erau portughezi, erau brazilieni, erau... Dumneavoastră vă referiți la misiunea de după 89, nu la cea dinainte. Nu, sigur, eu vorbesc de misiunea... Așa, da, de asta v-am vorbeat de țările sociale. Asta a fost în 1995, da, în Angola. 95-96. Cel care vă întreba aici, vă întreba dacă la acea misiune care am avut-o noi la începutul anilor 80, participau și alte țări socialiste. Nu, 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 singura țară care a instruit piloții angolezi, viitorii piloții angolezi, a fost România. N-a avut deci a fost o înțelegere, un contract între conducerea țării. Deci aceasta era întrebarea, că asta puneam dacă puteam să răspundeți. Deci era pentru perioada aia. Iar acum, după... Dacă vreți să vorbim despre această misiune, la Asociația Națională Cadrelor în Rezervă există domnul general Domnu, așa se numește, generalul Domnu, da, care a fost unul din cei care au instruit piloții din Angola. Și dacă vă face plăcere, e foarte interesant, nu să-l aduce și vă povestește în amănunt despre toate. Și o să-l aduc. Și școala aceasta de piloți angolezi a fost la Uieci. Uieci în nordul Angolei, acolo unde a fost, unde era școala militară. Începuse să spuneți despre Angola. Deci atunci eram numai noi și din celelalte țări cine erau în misiunea din Angola? Și acolo a fost o misiune ONU,
tot așa din toate țările participante. Vă spuneam, deci Portugalia, Brazilia. Brazilia era cea care conducea. De ce? În Angola se vorbește limba portugheză, a fost colonie portugheză. Și probabil că Brazilia de aici și-au luat, au avut conducerea acestei acțiuni. Deși Pakistanul și India erau cei mai... Deci ca număr de personal, ei aveau mulți acolo? Brazilienii? Da. Da, aveau un batalion. Batalion. Și comandantul misiunii, cel puțin în prima parte, cât am fost eu comandant al spitalului, a fost generalul Sibanda indian. Deci, porm a fost un pakistanez, știu că l-a înlocuit pe indianul pakistanez. După aceea nu mai știu cine conducea misiunea din misiunile. Bineînțeles că și după misiunea din Angola și după misiunea din Somalia, participanților s-au oferit medalia în serviciu păcii, pe care o decernează persoanelor care se evidențiază în această activitate și spitalul a fost în totalitate decorat cu aceste medalii. Zic, e o chestie de date istorice. În Angola am pierdut oameni? Știți că în Angola, în afară de participarea spitalului, România a participat și cu un batalion de luptă. Și ce misiune aveau acolo? Păi nu știți dacă era război civil. Ce puteți să facă acest batalion? Trupe de menținere a păcii se interpun între cele două... Eu vreau să spuneți dumneavoastră, știu. Da. Trupele de menținere a păcii se interpun între cele două combatante, nu? Ca să îi împiedice să se ia... Sigur, să se omoare unii pe alții. De cei patrulau, gestionau... La linia de demarcație. Sigur că da, și dintre participanții lor, un sergent a fost cel care... Trebuie să vă... Vedeți, n-am eu timp așa să vă povestesc cu teamănântul. În Somalia ne-am confruntat cu probleme de lupte, deci cu răniți. Activitatea a fost chirurgicală, predominant. Plecând în Angola, a fost exact invers. Afecțiuni chirurgicale mult mai puține. În schimb, afecțiunile de boli interne, din cauza malariei, pentru că acolo era o zonă endemică, deși pentru protecția trupelor li se asigura lariamul, care este medicamentul de elecție pentru zona de vest a Africii, această pastilă se ia o dată pe săptămână, eu îi aduceam în coloană pe toți acolo, cu cana în mână, cu ceaiul dimineața, în prezența mea, să văd că închid, pentru că nu știți cum sunt sergenții ăștia tineri, cum era pe vremea aceea, erau în armata, nu era benevolă cum e acum, deci militari erau, își făceau serviciu militar, nu? Și sergenții, copii tineri, așa, bă, nu trebuie să iei pastilele astea, că nu o să mai fii om mai departe, o să fii, mă rog, fără potență. Și asta le trebuie să spui soldatului. Dar le-ai intrat în cap, da, așa. Exact. Era. Și atunci eu încolonam pe toți să văd când închită pastila acolo. Ca să fiu adică sigur să vedeți că au... cu ea, da. Da, ca să fiu exact sigur că ea, au o protecție antimalarică. Și din cadrul spitalului n-am avut decât două cazuri care și-au făcut o malare ușoară, o formă ușoară. S-a tratat prin chinine injectabile, care ne-au asigurau tot națiunile. Dumneavoastră sunteți și medic și un medic foarte bun, nu vă laud eu, că spun alții, nu eu, nu trebuie să spun treaba aceasta. Dar vă întreb de ce, pentru că noi mai avem și acum oameni care plec în Africa, plec în diverse lucruri. Da, da. Și eu vreau să le spun telespectatorul că unii m-au rugat să vă întreb. Dacă merg în astfel de zone, această chinine, bine să o ia ei, să o aibă ca pastilă sau să o facă injectabilă înainte? Cum recomandați ca medic? Pentru că depinde, știți că malaria e o nenorocire. Depinde de zona în care merg. Depinde de zona, nu? Deci vă spuneam că lariamul, care este un medicament elvețian, făcut de firma Roche, este medicamentul de elecție pentru tipul de malarie care se întâlnește acolo, pentru că malaria este dată de țânțarul, nematozoarul palustru, știți, din țânțarul anofel. Deci acest înțepătură de țânțar îți injectează virusul malariei în sânge. Și lariamul anulează. Chinina se dă intravenos atunci când faci boala, de fapt. Când malaria se manifestă prin niște accese de febră foarte mare și atunci trebuie combătută imediat. Sunt zone, de exemplu, trupele din Pakistan luau numai chinină. La ei e altă specie de țânțar anofel, probabil. Și atunci... Și, deci, totuși, haideți să facem o chestie. Deci să presupunem că mă duc în Angola mâine, să vizitez Angola, da, să zicem, da? Da. Trebuie să-mi iau o cutie cu chinină de asta la mine? Sigur că da. Și să aveți... Și să iau câte una pe zi? Nu, o pastilă pe săptămână. A, pe săptămână? Sigur că da. Deci dar în aceea zi. Deci din 7 în 7 zile. Din 7 în 7 zile. Da, pentru asta am vrut să vă întreb, pentru că am telespectatori care chiar au întrebat chestia asta cu... Da.
De ce? Pentru că unii dintre ei au avut rude care au fost în Angola. Da. Și am, de exemplu, o să caut și imediat, vă dau dacă vreți telefonul. Deci au stat acolo, au venit acasă și la 2 la 3 luni de zile au făcut boală. Au făcut-o aici în România. Așa da. Nematozoarul are o perioadă de incubație la ce se dezvoltă. Babes. Da. S-a putut trata și la Matei Balș, deci la Spitalul Colintina, și la Spitalul Babes, după Mihai Bravo de acolo. Acolo se făceau toate examenele. Pentru cei care se întorceau din misiuni. Întotdeauna eu când am niște informații astea și găsesc cum am putut să vă prind pe dumneavoastră acum foarte greu aici, adică le mai spunem oamenii și dincolo de povești și iată informații și lucruri care să le folosească pentru comportamentul în moment din acesta. Ne-a spus iată despre acest pericol pe care îl aveau țânțarii. Dar în Angola, alte animale v-au mai pus în pericol viața? Nu era nimic altceva. Dar noi le-am asigurat și în Somalia și în Angola o protecție. Fiecare militar a avut plasa antitânțari. Deci și-o putea folosi peste patul respectiv și atunci erau protejat, că nu puteau intra prin plasa aceea să-i muște, să spun așa. Am înțeles, da. Adică se mai întâmplau, dar și mai ales seara, că peste zi nici țânțarul nu atacă tot timpul. Și de regulă... Și aveam și repelenți, adică substanțe care se dau pe piele așa și îndepărtează, nu îi suportă. Deci aveam și le deam la militari exact flacoanele respective care se ungeau ei. Da. În Angola, care era relația între militarii noștri și localnici? A fost destul de bună, dar mult mai puțin au apelat la noi, pentru că de bine de rău serviciile sanitare în Angola funcționau. Dar am avut o relație și cu spitalul. Ați avut acolo un medic anestezist moldovan, da, care a scris o carte despre extraterestri stând în Angola. Nu știați asta. Vă mai informez și eu. Da. Bine, experimentul fost... Terra a apărut în vreo 3 ediții. Și am înțeles că de aceea vă întrebam apropo de relația cu băștinașii de acolo, că el fiind medic acolo, am înțeles că a stat o perioadă mai mare de timp și a reușit pe câțiva dintre băștinașii să-i convertească la creștinism. Probabil. Deci era în carte. Nu cred că a fost în cadrul spitalului. Experimentul probabil da. Probabil că a fost în seriile următoare, că n-a fost în serie cu mine. E o carte extraordinară, o recomand să o citiți, dumneavoastră, spectatori. Apropo că suntem la teoria conspirației, acolo veți găsi și despre scripul Satelit de Cristal și legătura ancestrală între vechile civilizații antediluviene. Iată că militarii aveau misiuni, scriau și cărți, botezau și copii, ei mai botezau și cu nume românești, lucruri foarte, cum să spun, pașnice. Românul se duce tolerant și pașnic, nu? Absolut. Da. Și în Angola ne-am bucurat de simpatia populației locale, că dacă treceam cu o salvare, cu o mașină, deplasându-ne, întrucât spitalul a fost instalat la 25 km de Luanda, unde era comandamentul UNAVEM. Deci noi când eram chemați la diferite întruniri, dispoziții, se făceau comunicările astea săptămânale sau lunare, depinde ce aveam, sau când plecam după aprovizionare cu materiale sanitare sau pentru hrana care se aducea, trebuia să ne ducem cu mașinile noastre să o luăm. Și angolezii care apelau uneori în situații de urgență. Viana, fiind când la 25 de kilometri... Acolo, mai erau cubanezi acolo? Nu. În Angola? Nu. Deci pe casă. Castro și retrăsesc oamenii. Nu, tocmai de aceea erau trupele astea ONU acolo, pentru că cubanezii au fost retrași. Nu mai sprijineau pe UNITA. Și atunci nu mai era, cum să vă spun, intensitatea luptelor scăzuse foarte mult. Și până la urmă s-a planat acest conflict între cele două categorii și cred că în ziua de astăzi Angola este pe un drum foarte... Asta vă pun o întrebare acum așa, dar răspundeți repede, de fulger. Puneți acum un telefon și zice, domnul general, vreți să luați un eșalon în Angola mâine, plecați cu el? Ați plecat? Vedeți în ce condiții se participă astăzi. Trupele noastre participă în Afganistan, unde e conflictul acela, și ați văzut ce necazuri sunt acolo. În Angola nu s-ar mai duce nimeni astăzi, pentru că nu mai e nevoie. Numai dacă ar fi așa ipotetic, eu știu, cred că m-aș duce. Da. Mă gândesc și întrebarea a fost pusă, ținând cont și de experiență, dar ținând cont și de o nostalgie, așa că noi am mai discutat și am văzut așa o nostalgie. E vorba de nostalgie acum, vorba că acolo am fost
convins că trebuie să-mi fac datoria. Și asta am căutat în orice moment. Ne facem datoria în așa fel încât să aducem onoare patriei, nu? Armatei române, sigur, și sigur, țării. Stimați telespectatori, o să intrăm după o scurtă pauză publicitară în ultima parte a emisiunii noastre. Mai avem aici vreo 4 întrebări, o să încercăm să răspundem și la acestea. O să rugăm pe invitatul nostru. Acum, o scurtă pauză publicitară. Publicitate. Nu vreau să continui până când nu mai prezint toate cărțile, pentru că două SMS-uri era de la telespectatori care au deschis televizorul mai târziu. Deci, iată cele două cărți. Deci, memoriile de Eugen Cristescu, fostul director al Serviciului Secret de Informații Român, și generalul Fonarev, viitorul lumii și al României. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc colegilor, pentru că nu vreau să rămân restant. Apropo de cele 100 de civilizații, am să vă dau 4 replici sau 5, 4 sau 5 replici extraordinare pe care le-au dat niște mari savanți apropo de momentul când specialiștii au comunicat că iată, e posibil ca numai în galaxia noastră să există 100 de civilizații inteligente cu care putem comunica. Și începe cam așa, sunt 100 de civilizații extraterestre, pregătiți-vă. Iată, Simon Morris, de la Universitatea din Cambridge. Este foarte multă liniște în spațiu, dar nu uitați că lucrurile nu vor rămâne așa. Vestitul Stephen Hawking. Extraterestre există, sigur, dar nu trebuie să-i contactăm. Albert Harrison, psiholog american. Poate că ei sunt prea departe de noi și niciodată nu vom reuși să ne întâlnim unii cu alții. Puțin probabil să nu ne întâlnim, cred că sunt aici de mult. Și iată, astronomul șef al Vaticanului, extraterestrii sunt prietenii lui Dumnezeu. Vă promit că într-o emisiune viitoare vom reveni la un astfel de subiect cu civilizațiile extraterestre. Deocamdată vreau să vă reamintesc că în fiecare miercuri de la ora 20:00 la ora 22, iată, la postul de televiziune 6 TV, televiziunea care vă iubește, televiziunea noastră, veți putea urmări câte o nouă ediție din emisiunea Teoria Conspirației și nu uitați că vinerea de la ora 20:30 sau 21 la ora 22:30 sau 23 sau uneori că am participat și eu la emisiune și ați văzut că poate ar trece și de miezul nopții, emisiunea Puterile Secrete, emisiune realizată și moderată de doamna Olga Croitoru. Apropo de mesaje, am răspuns la toate cele care sunt legate de materialele care le-am prezentat. O să mă întorc puțin la domnul general și am să-l întreb două lucruri. Unul vis-a-vis de o chestiune care, iată, mi-a revenit iarăși aici pe SMS-ul. Ceva de felul următor. Unui militar, noi vorbim aici pentru că acestea au fost misiuni de menținere a păcii, misiuni cu spitalul de campanie românesc, dar oricum au fost misiuni militare, deci este un lucru foarte clar. Și întrebarea le pune o domnișoară care vrea să devină, iată, spune în medicina militară, dacă ar vrea să participe la astfel de misiuni, ar trebui niște calități deosebite? Întrebare, o domnișoară. Da. Sigur că, da, în primul rând, ar trebui să fie rezistentă fizic. Să-și închipuie că trebuie să-și îndeplinească atribuțiile care îi se vor cere acolo unde va merge, la cel mai înalt nivel. Adică, haideți să spunem, un medic sau un sanitar poate fi foarte bun în România, dar mai puțin bun acolo. Da, de ce? În cauza condițiilor de mediu, climei, emoțiile care le poate căpăta atunci când întâlnește cazuri deosebite, eu știu. Depinde de caracterul fiecăruia și de structura psihică a fiecărui om. De aceea, înainte de a pleca în orice fel de misiune, adică în acest tip, în aceste tipuri de misiune, se face un examen medical și neurologic și neuropsihic foarte amănunțit.
Deci toți participanții la astfel de misiuni, după necazul care a fost în Angola cu acel sergent care a decedat din cauza hepatitei cronice care o avea și care, făcând malarie pe acest teren șubred, n-a putut fi salvat. Și a doua întrebare. Armata română mai pregătește farmacist militar? Da. În cadrul Institutului Medico-Militar, în fiecare an, sunt ori 5, ori 10 locuri. Deci, care în fiecare an, nu? Da. Se dă examen la Institutul Medico-Militar și pregătirea se face în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București pentru medici și a Facultății de Farmacie pentru farmaciști. Ia uitați aici o întrebare de 101 puncte. Domnul general, am auzit în emisiunea de față că faceți niște comunicări științifice, întruniri. Dacă noi suntem medici civili, putem participa? Cu cea mai mare plăcere. Ați auzit? Deci, iată, deci îi aștept în cadrul Amforului. Hai să vorbim puțin deci, de Amfora asta, vă rog. Asociația Medicilor și Farmaciștilor Ofițeri de Rezervă, da. Este Asociația Medicilor Pensionari, care s-a înființat în 1990 de către generalul Mircea Diaconescu, fostul șef al Direcției Medicale, și la care au fost invitați și sunt invitați toți colegii care, în momentul trecerii în rezervă, doresc să participe la această asociație. Noi ne întâlnim de 6 ori pe an, deci 6 comunicări avem din lunile martie, aprilie, mai, iunie. În august participăm la 21 august la sărbătorirea Zilei Medicinei Militare la Monumentul Eroilor Sanitari de la Piața Operei. Și mai avem ultimele 2 comunicări în octombrie și noiembrie. În celelalte luni luăm pauză pentru că colegii, odată ajunși la pensie, sigur nu-și mai pot permite să participe. Și sunt condiții vitrige în timpul iernii și în timpul verii, cu excepția Zilei Medicinei Militare, nu avem niciun fel de altă activitate. Aici ne facem diferite comunicări științifice. Absolut cine dorește și vrea să prezinte o anumită comunicare, este binevenit. Noi facem o planificare a acestor activități și fiecare, în momentul când este planificat, vine și își prezintă această comunicare, după care urmează discuții, aprecieri, părerile tuturor, discuții libere în Cercul Militar Național, la sala de spectacole, în fiecare ultimă vinere din aceste luni. Deci ultima vinere din lunile martie, aprilie, mai, iunie, octombrie și noiembrie, avem aceste întruniri. Colegii care vor să adere la Asociația Medicilor Militari, din rândul personalului civil, am înțeles, nu? Colegilor civili, sunt bineveniți și dânsii. Se înscriu acolo, cotizația de membru este 2 lei pe lună, așa că 24 de lei pe an. Vi se dau carnet de membru al Asociației Medicilor și Farmaciștilor, ofițeri de rezervă, dar ca să antrenăm și colegii civili, am acceptat ca să participe și dânsii la ședințele noastre. Oricum, n-am cum să fac reclamă, că eu întotdeauna, nu. De câte ori m-ați invitat acolo, m-am simțit așa ca în corpul unei elite, în primul rând. Pentru că ați văzut ce discuții se minunați. În primul rând, niște oameni absolut minunați și mai asta știți că de câte ori am fost eu acolo, când m-ați invitat, dar de câte ori am fost, am stat întotdeauna până la sfârșit, pentru că nu puteam să plec, lucrurile care se spuneau, care se comunica, erau da. Deosebite și nu mai unde să le, să le asculți. Și mai ales că este această frumoasă, cum să spun eu, trecere între generații. Da, da, noi generații asta urmărim, sunt să lucruri care antrenăm și generația activă, dacă vor să vină, sub drag primiți, și mai ales studenții în medicină, civili sau militari, care doresc să participe la Cercul Militar Național în aceste zile, la 10:30 dimineața. Domnul general, știți că e vorba aia, zice, e un fel de proverb, zice, pe un civil îl poți militariza oricum. Așa. Pe un militar nu-l poți civiliza. Bine, asta între ghilimele, așa. Da, bineînțeles. Mai și râdem, mai avem și noi, da, să ne destindem puțin. Așa că, m-a rugat, eu am numărul și telefonul și le dau dumneavoastră după emisiune. Da, vă rog. Deci este un domn plutonier, ajutant șef. Da. Și zice, să ne spună domnul general, ce mai este mai bun împotriva la malarie în afară de chinină? Și pentru că nu o să vrea să vă spună, vă spun eu cum am scăpat. Cu gin. Că ginul conține chinină. E adevărat? Care-i povestea asta cu legenda cu ginul și chinina? Nici nu știam că ginul conține chinină, de exemplu. S-ar putea să-i asigure oarecare protecție. Dar probabil bătut în cantități. În cantități suficiente, da. De regulă se spunea că portughezii care erau în zonă, când vorbim de
acțiunile militare, da, înainte de anii 80, deci înainte, da, de anii 80, aveau în rație, se spune că 300 de grame de gin. De gin, da? E posibil. Care era împărțit pe mesele zilei și care li se dădea... Da. N-am o experiență în acest domeniu, nu știu ce să vă spun. Când ne spune domnul Putunier, este adevărat că chirina afectează ficatul? Ei, ca orice... Probabil ficatul, bată multă, ficatul, nu? Ficatul metabolizează tot, da, ce intră în organism. Așa că și pe chinină, da? Nu se cunosc, sau cel puțin eu nu cunosc ca... De exemplu, dumneavoastră ați luat, da? Absolut. N-ați și n-am probleme. Avut absolut nimic. Sigur, da. Și mai ales, atât la intrarea în misiune, cât și la ieșirea din misiune, se face un examen medical la mănuțit. Medical, da. Cu control de laborator și dacă se văd alterări ale funcțiilor, bineînțeles că se ia măsuri, dar nu a fost cazul niciodată. Este o doamnă de la Turda și vă întreabă, zice, domnul general, dacă ar fi să vă amintiți de cel mai frumos moment din aceste misiuni, la ce v-ați gândi? La momentul sărbătoririi, dacă vreți, a Zilei Armatei României. Așa s-a întâmplat că, da, a fost eu în aceste, sigur, momente. Sigur, sigur că da. Și a zilei, atât a Zilei Armatei, la 25 octombrie, cât și a Zilei de 1 decembrie. Când atunci am organizat un fel de petrecere, care să spunem așa, la care am invitat celelalte țări participante lor? Și ne-au onorat cu prezența. Da. Și s-au făcut, era un fel de schimb din ăsta, nu? Sigur că da, sigur că da. Și cel mai plăcut moment în aceste misiuni este atunci când, la sfârșitul misiunii, ți se oferă medalia ca un... De participant și ca o evaluare a activității desfășurate acolo. Iată, e un personaj foarte interesant, mi-a pus două întrebări, pe prima nu pot să vă pun aici, o să vă pun la sfârșit, dar pe a doua am să vă pun. Deci, domnul general, dacă ar fi să alegeți acum, v-ați mai face medic militar? Ați mai îmbrățișat profesia asta? Bine, sau v-ați face un medic civil? Bine, să vă ce să lucrați, nu, în Occident? Nu, 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 nu. E interesant. Nu, n-am aceste tendințe. Da. Dar dacă ar fi să-mi iau viața de la început, tot medic militar m-aș face. Da, ați avut această... Am avut această vocație, da, pentru a fi... Această... Am fost totdeauna un om ordonat și în armată știți că e una din condiții. Domnul general, dumneavoastră ați coordonat multe activități care țin de ceea ce înseamnă intervențiile acestea în cazuri speciale. Eu l-am avut invitat săptămâna trecută aici pe domnul general Nemeș de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care dânsul, da, a prezentat activitatea care era. Și la 4, 5, 6 fraze venea vorba și de intervenția medicilor militare, a sistemului. Sigur că da. Pentru că eu nu sunt în timp nici fricos și nici nu mă plec în fața nimănui, da? Nu prea mă sperie așa ușor. Am să vă întreb ceva. În cazul unui ipotetic dezastru, nu numim, da, de niciun fel. Da. Aceste spitale de campanie care sunt folosite pentru război pot fi folosite în cazul unei asemenea situații. Bineînțeles. Tragice. Să ne amintim de cutremurul... Ipotetice și nu. Da. Deci nimeni nu și-o dorește. Ne amintim de cutremurul din 1977. Spitalul Militar Central din vremea aceea a fost cel care, alături de spitalul de urgență, a salvat cei mai mulți răniți. Generalul Șuteu, care era șeful serviciului chirurgie din spital, a organizat activitatea atât în spital, în clădirile spitalului, și am organizat pe fostul hipodrom, după Calea Plevnei, acum unde este clădirea radio, fosta clădire al radio, care acum nu mai știu ce este, e o ruină, pur și simplu, a vrut cineva să facă altceva acolo, a dărâmat corpul central, mă rog, o cunosc bucureștenii în ce situație e. Deci acolo noi am instalat și un fel de spital de campanie atunci, s-au instalat corturi și au fost aduși foarte mulți răniți acolo. Deci medicii militari s-au implicat pe deplin. La fel la Revoluție. Nu s-a mai plecat acasă. Toată lumea a stat 48 de ore, dacă vreți, din 24. Ca să ajute cât mai mult populația care ar avea nevoie de așa ceva. Deci nu se pune problema în caz de cutremur sau în caz de inundații sau, mai știu eu, incendii. Nu e cazul că incendiile se sting prin intervenția Inspectoratului Pompierilor, nu? Dar da, dezastrul acesta... cel mai rău dezastru ar fi un cutremur devastator, bineînțeles că medicii militari vor fi primii implicați în așa ceva. Eu știu, nu pot să-mi răspund eu singur, dar vă pun întrebarea așa cum e, zici. În afară de Spitalul Militar Central din București, mai sunt spitale militare în țară? Adică principalele, da, mai avem încă 11 spitale militare. Unde mai sunt? În ce orașe? În orașele cele mai mari. Timișoara,
Cluj, Sibiu, Iași, Brașov, nu? Iași, Focșani. Constanța e? Focșani, Constanța. Constanța, sigur, da? Este în... Vă dați seama, e comandamentul marinii acolo. Piteștiu, Pitești, Craiova. Da? Sunt 11 spitale militare în țară. Nu știu. Cred că știu cine a pus întrebarea asta. Nu e un secret. Da, bineînțeles că un spital militar nu poți să-l găsești la Brănești. Absolut. În principalele orașe din țară, da. Vorbim de spitale. Și la aceste spitale sunt teritorializate câte 3 la 4 județe. Da, e... Pentru că aceste spitale trebuie să asigure și asistența medicală a pensionarilor care, și a familiilor. Care cred că vrea să urmeze în domeniul medicinei militare, că se gândește că dacă termină, probabil unde ajunge. Că și aici este o... Înainte de a ajunge în spital, ajunge tot la... Tot șase ani durează, nu? Absolut. Cursurile se fac cu studenții medicii civili. Medicii fac stagiul la unități cum se făcea înainte? Sigur că da. Tot. Deci, după terminarea facultății, ajung medici la unități. Dar cu permisiunea de a da examen pentru examen de medici de familie sau examen în specialitate după terminarea facultății. În specialitățile medicale, vreau să spun. Domnul Jal, s-a terminat misiunile. Am venit în țară cu toții foarte bine, am fost apreciați, ați văzut, am intrat în NATO, suntem umăr la umăr cu toți, cu aliații, nu e niciun fel de problemă. Da. Însă dumneavoastră, ca medic militar și colegiul dumneavoastră mai știe, pentru că eu știu că aveți acest contact permanent și nu, legătura nu s-a rupt și nu se rupe. Cum vede medicina militară raporturile, adică cum este văzută, care e raportul după ce am intrat noi în NATO? E mai bine, e mai rău pentru medicul militar? Adică s-a constatat ceva în bine pentru el? Faptul că suntem în această... Că omul tot, medicul, tot operează, tot controlează, tot... Dar faptul că noi suntem în această alianță pentru medicul militar, s-a constatat ceva în bine sau, știu eu, situația aceeași dinainte? N-aș putea să precizez exact. Bine, am văzut, de exemplu, că s-a mai adus aparatură, care înainte nu exista. Absolut. Dotarea spitalelor militare și, în mod deosebit, a spitalului militar central este compatibil. Dar din punct de vedere al colaborării, de exemplu, dumneavoastră, când erați colegii dumneavoastră, erau chemați la reuniuni științifice în țări? Absolut. Absolut. Univers, de exemplu. Cum să vă spun, un medic militar are aceleași drepturi și aceleași obligații ca oricare alt coleg civil. Nu, dar de exemplu, înainte de 89, dacă dumneavoastră vrea să voceți în Franța, nu vă dea. Se făcea raport la conducerea ministerului, se cerea în acel raport, în raport de ce se cerea, unde dorea să meargă medicul respectiv. Dacă i s-a aprobat, putea participa, pentru că avea o comunicare. Au fost medici celebri militari, nu? V-am spus de generalul Șuteu, v-am spus de generalul Veideanu, sau vă spun acum, de generalul Veideanu, de profesor Olteanu, oftalmologul. Da, exact. De Predescu, Orelistu, deci au fost Găitan la neurologie, deci oameni care puteau participa la orice și au participat la multe congrese internaționale. Vă amintiți că în 1973, Direcția Medicală României, a Ministerului Apărării Naționale a României, a organizat al 33-lea Congres de Medicină Militară, da, corect, internațional așa este, da. De medicină. După ce, cândva, în 1937, mai organizasem o dată. Deci, pe vremea aia nu era da. Bun, nu? Da. Da. Deci, medicina istorie, militară românească este apreciată și recunoscută în toată lumea. Poate de asta deci, s-a apelat la noi. Pentru că aveam pe cineva în familie, relații foarte apropiate și era foarte mândru și ne spunea, zice, uite că au venit și la noi să vadă toți, și toate, să le arătăm. Toate somitățile internaționale au fost aici. Și s-a văzut că România poate organiza și să... Mă uitam acum, de exemplu, cu... Prezintă la cel mai înalt cu tristețe, la imensa moștenire pe care a lăsat-o Ana Aslan și care aproape s-a pierdut. Și nu numai aici. Și nu numai asta. Adică să ne amintim acești... Deci noi am avut și medici militari trimiși în alte misiuni, nu numai în conflicte. Da, așa care este. Și-au adus contribuția în multe țări, mai ales prin Africa. Exact. În Africa. Exact. A fost colonelul... Mergeau. Colonelul Dogaru, doctorul Dogaru, deputatul infecționist, care a fost în acum Senegal și ziceți. În Senegal și în Zair, parcă, pe vremurile. Dar, de exemplu, apropo de chestia asta, pentru că mie nu mi-a să din cap cu Ana Aslan, nu s-ar putea relua totuși? Eu cred că formulele acelor medicamente există totuși. Absolut. În farmacopea asta care... Din păcate, cum să vă spun, s-a urmărit privatizarea acestui institut de endocrinologie care este la Otopeni și nu a fost o treabă prea reușită. Știți foarte bine că în vremea doamnei Aslan a fost tratat aici șef de state, începând cu De Gaulle.
cu Indira Gandhi, cu, uite, nu mai știu exact eu prea mulți, dar câțiva dintre aceste personalități au fost aici, okay. S-au bucurat de ce au venit ăștia aici, pentru că avea renumele acesta. Și știam, domnul, nu pot să nu mai amintesc ceva, un aport important al medicinii militare, tot înainte de 89, să nu uităm că la spitalul militar era secția, este secția de aeronautică, care i-a pregătit pe cei trei care erau candidații pentru a merge în cosmos, Prunariu, Guran și Dediu, și a dus la apariția asta primului român în cosmos, spațiu. Da. Domnul general, eu vă mulțumesc din suflet, vreau să vă spun că ca de fiecare dată nu este un compliment, îmi face o plăcere deosebită să discutăm și mai ales că acum fiind în direct, eu știindu-vă și noi cunoscându-ne, ați dovedit o sinceritate dezarmantă și ați retrăit efectiv aceste momente. Eu vă promit că dacă aveți timp, vă mai chem și pe un subiect de genul ăsta să mai aducem aminte că românești au făcut lucruri bune în lume. Deosebite și recunoscute, da, sigur, de și organizațiile internaționale. Stimați telespectatori, aici emisiunea noastră se încheie. Nu uitați, în fiecare miercuri la ora 20, postul de televiziune 6 TV, televiziunea care te iubește, în fiecare săptămână, emisiunea Teoria Conspirației. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere, pe curând!